va fi restricționat accesul pe strada Tudor Vladimirescu de 500 de polițiști, angrenați în activități directe, implicite competiției, vor fi 151 de polițiști, cu o medie zilnică în jur de 40 de polițiști. Sperăm ca lucrurile să se încheie cu bine și sperăm ca la sfârșit să putem să felicităm organizatorii. Vă mulțumesc! În acest sens, jandarmeria s-a pregătit cu o medie zilnică de 103-105 oameni. Încercăm să acoperim toate cele trei locații fără niciun fel de problemă, având în vedere că în același timp avem și alte competiții la care avem participare. De asemenea, am rugămintea ca prin dumneavoastră, prin intermediul dumneavoastră, să transmit populației rugămintea de a respecta îndrumările și indicațiile pe care le vom da la locul desfășurării competiției. Domnul Giovanni Sala, Racing Director din partea Federației Internaționale. I can see the cross test is most spectacular of the championship, even the extreme is very technical. And we have the enduro test, is a really enduro test, so that means we have a complete race for the standard of the world champion. And I am very happy about the organizer because they move and they work with a passion, and this is the most important for to prepare. I want to thank so the organizer, and I want to say wonderful. Thank you, Joe. Alex Alpini este în momentul ăsta pe locul întâi la Enduro 2, unul dintre cei mai buni rider din lume, și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte. Ciao a tutti, I'm Alex Alpini, and so it's my first year here in Romania, because unfortunately 2 years ago I wasn't here because I was in Australia for another race anyway. I found a really good test, and I already walked a couple times the enduro test. It looks great, really nice into the bush, and really technical. And so I haven't walked yet the cross test and the extreme test, just looking around from outside, and looks really great. The organization make a really good job, and I think it's really much complete race for the world championship. We will see what will happen in the weekend, but anyway, it will be great to be here, and it's nice to race in the new country. Fata care a câștigat anul trecut Dakarul la fete, campionatul mondial de trial, campionatul mondial de enduro. Deci nu-i stă nimic în față. Would you like to say a few words, please? If you can come here, because they are already set with the cameras, it would be great. Thank you. I'm really happy to be here. It's my first time also in Romania. I just walk also the enduro test, and I really like, so I need to see the cross test and the extreme, but for sure it's gonna be a nice race, and hope to do a good result, and just I hope everybody enjoy the race. Thank you. Thank you, Laia. Welcome everybody. ABC Communication, as promoter of the Enduro World Championship, is very pleased and very glad to be back again in Buzău, La Buzău, as you say in Romania, after 2 years. 2 years ago, we start a very good cooperation with Extreme Club Buzău. It's a professional cooperation, but also a friendship cooperation. And I believe this year, the organizer improved a lot the race after the first experience. We have very good conditions for the logistics due to the efforts also of the municipality of Buzău. And mulțumesc municipalității județului pentru faptul că au reușit să găzduiască și cred că vor găzdui și în viitor etapele campionatului mondial de enduro. Așa cum am repetat într-un interviu anterior, un clip publicitar cu privire la frumusețile județului și a orașului Buzău, a municipiului Buzău, a fost determinant pentru Federația Internațională, pentru Comisia Federației Internaționale, ca să aleagă această locație ca etapă de campionat mondial. Reprezint Federația și alături de clubul condus de președintele Mișu Ianițescu, ne vom implica pentru a ieși o bună competiție. Eu mulțumesc tuturor pentru participare și urez sportivilor fair play. Thank you.
Mulțumim încă o dată tuturor, mulțumim oficialităților pentru suport, le urăm succes.